Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Toată Valea Jiului este în alertă după ce doi tineri din Lupeni au dispărut. Cei doi au plecat la finele săptămânii trecute în Austria, iar ultimele convorbiri cu apropiații și rudele le-au avut acum câteva zile. De atunci nimeni nu mai știe nimic de ei și polițiștii încearcă să le dea de urmă în Europa. Pato Cristian Raul a plecat vinerea trecută cu un alt prieten din Lupeni într-o cursă despre care nici rudele nu știu mare lucru. Prima dată s-a alertat logodnica acestuia, imediat după ce omul nu a mai răspuns la telefon și sora bărbatului povestește că deja sunt oripilați la gândul că i s-ar fi întâmplat ceva rău. El a plecat vineri după amiaza în Germania și ultima oară s-a luat legătura sâmbătă spre duminică la ora 3 noaptea, venind spre România în Austria. Era în Viena. Ce a căutat acolo? Cu cine s-a dus? Am înțeles că a plecat cu un prieten. Pentru ce? Nu știm. Bănuiți că ar fi arestat, că ar fi răpit. Ce credeți în acest moment? Nu avem niciun detaliu, nimeni nu ne zice nimic. Cu cine ați luat legătura până acum? Poliția din Lupeni și s-a luat legătura și cu ambasada din Austria. Ce au zis cei de la ambasada? Au fost pe la spitale. Și nu, deci nu s-a constatat niciun accident de mașină implicată, de o mașină de România, nimică. Rudele tânărului nu înțeleg unde s-a rupt legătura, mai ales că Cristian trebuia să ajungă luni la servici. Este paznic și are un job bine plătit, iar luni ar fi trebuit să-și ducă și mama bolnavă la spital. Telefoanele sale însă sunt închise și nu cred că omul avea vreun motiv să facă asta. Acum, Pato Cristian Raul este căutat și de românii șoferi pe tir, iar rudele iau în calcul toate variantele posibile. M-au sunat foarte mult șoferul de pe tiruri și mi-au zis dacă le dau voie să distribuie postarea mai departe, măcar să, dacă au văzut mașina sau ceva, mi-au zis că dacă este arestat, nu o să ne dea voie să-l vedem, nu avem cum. Măcar să știm că este viu. Ar fi avut vreun motiv să fie arestat, ce știți? Nu. Deci el nu se ocupă, are loc de muncă stabil. Polițiștii din Lupeni au început verificările și unul dintre cei dispăruți are un frate în Germania, care și el a dat dispărut. Mașina cu care a plecat este un Ford cu numărul de înmatriculare Hunedoara 92 RIK. Poliția municipiului Lupeni a fost sesizată de către prietena bărbatului respectiv cu privire la faptul că acesta, începând cu ziua de ieri, nu mai răspunde la telefonul mobil. Prin urmare, polițiștii au demarat anumite verificări, inclusiv în statele Uniunii Europene, respectiv în Ungaria și Austria, unde acesta s-ar fi putut afla. Verificările vizează identificarea bărbatului respectiv și clarificarea situației acesteia. Toți cei care au cunoștință despre soarta celor doi sunt rugați să apeleze la 112 sau să contacteze cel mai apropiat post de poliție. Toate cele trei victime ale interlopului Sorin Palesică, bătute la începutul lunii februarie într-un bar din Straja, și-au retras plângerile. Palesică a fost pus în libertate, iar Miruna Inel și ceilalți doi hunedoreni care au depus plângeri penale vor plăti cheltuieli judiciare. Judecătoria Petroșani a pronunțat sentința în dosarul în care Sorin Palesică a fost arestat preventiv pentru scandalul pe care l-a provocat în stațiunea Straja, când de față cu un jandarm montan a snopit în bătaie trei tineri. Instanța încetează procesul penal împotriva inculpatului Sorin Palesică pentru infracțiunea de lovire și alte violențe. Dispune punerea de îndată acestuia în libertate. Constată că inculpatul aflat în penitenciarul Aiud a fost reținut în perioada 7 februarie-12 aprilie, a informat judecătoria Petroșani. Instanța a obligat cele trei părți vătămate la plata cheltuielilor judiciare de 285 de lei de către Lucian Clondireanu și a câte 350 de lei de către Miruna Inel și Cornel Tomadinu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 februarie, bărbatul de 33 de ani a bătut crunt mai multe persoane într-un local din Straja. Una dintre victimele sale, lovită cu pumnii în față până ce și-a pierdut cunoștința, a fost Miruna Inel. Tânăra de 21 de ani a fost scoasă pe brațe din bar. Palesică a continuat agresiunile fără să fie oprit de ceilalți clienți, chiar dacă la masa la care s-a așezat se afla și un jandarm montan. A fost imobilizat de jandarmi și polițiști după ce a bătut trei oameni, iar în final a fost reținut și arestat preventiv. Interlopul din Valea Jiului este recidivist și a petrecut mai mulți ani în închisoare pentru agresiuni înfiorătoare comise în trecut.
Măsura de a lucra 4 zile pe săptămână a fost suspendată cel puțin deocamdată. Asta spun sindicaliștii din energie care au plecat la București pentru a clarifica situația. Ziua de vineri, care nu a fost lucrată la finele săptămânii trecute, va fi recuperată și măsura a fost suspendată până la viitoarele negocieri. Energeticienii și personalul auxiliar de la Complexul Energetic Hunedoara nu vor lucra doar 4 zile într-o săptămână și nici nu vor avea veniturile diminuate. Asta au reușit să obțină sindicaliștii aflați la Ministerul Energiei, care spun că totul se suspendă, măcar pentru perioada următoare. Am reușit până la urmă să convingem Ministerul și administratorul special pentru revenirea la decizia numărul 22, la acea măsură drastică care afectează timpul de lucru a personalului și implicit afectează grav drepturile salariale și porul de vechime. Deci este o măsură nepopulară, antisocială, este cea mai gravă măsură de a reduce, adică să promovăm nemuncă, adică nu îngrădim dreptul de muncă al salariatului. Am reușit suspendarea acestei decizii până la găsirea soluțiilor, sau mai bine zis, identificarea soluțiilor, altor soluții pentru reducere de cheltuieli. Decizia inițială a administratorului special ar fi afectat peste 4.000 din cei 6.300 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara, ale căror venituri ar fi fost diminuate cu aproximativ 22% lunar. La Ministerul Energiei sunt așteptate miercuri sindicatele minerilor din Valea Jiulei, care vor să obțină revenirea la anumite drepturi, care nu mai există după denunțarea unilaterală a contractului colectiv de muncă, precum transportul la și de la locul de muncă și ajutoarele de deces. Luni, schimbul 2 de la Mina Lupeni a refuzat să intre în șut, tocmai pentru că această măsură se aplică nejustificat și a creat panică în rândul angajaților cehi. Deocamdată însă totul se suspendă până la o nouă rundă de negocieri. Nu vom mai arunca gunoaiele decât după ce le sortăm și le selectăm pe categorii. Și asta, dacă ne este foarte clar, nu ne este clar ce se va face, cum și de când. Groapa de la Vulcan mai poate funcționa până în vară, iar de luna viitoare va începe și o campanie de conștientizare a populației județului Hunedoara. Autoritățile susțin că din vară nu mai poate fi dus gunoiul la Vulcan, unde autorizația de exploatare a gropii nu mai este valabilă în scurt timp, iar lucrurile înaintează rapid. Consiliul Județean a întreprins demersuri pentru autorizarea de mediu a stației de tratare și a deponeului de la Bârcea Mare, operațiune care a început în luna decembrie și care durează aproximativ 6 luni. Ne dorim să nu existe nicio sincopă la momentul iulie 2016, atunci când stația de la, când deponeul neconform de la Vulcan își va pierde autorizația de mediu, ne dorim să fim pregătiți și să putem folosi stația de la Bârcea. Dacă licitația nu va fi gata până în acel moment, vom face o procedură de atribuire prin negociere către temporar, până la finalizarea licitației, către un operator autorizat. Albastru, galben și verde sunt culorile pe baza cărora sunt selectate deșeurile ce provin din gospodării. Noi dispozitive vor fi amplasate la fiecare punct de colectare din cartierele Văii Jiulei și va începe colectarea selectivă a gunoiului, cel mai probabil din luna mai. Până atunci însă, le revin atribuții și autorităților locale. Suntem în procedură de licitație pentru deponeul de la Bârcea Mare, stația de tratare mecanobiologică de la Bârcea Mare. Și în această lună ne-am angajat în Asociația Dezvoltare Intercomunitară că vom vota în Consiliul Locale și în Consiliul Județean caietele de sarcini pentru cele 4 zone, astfel încât să fie scoase la licitație. Proiectul de implementare al colectării selective a depins până acum de construcția deponeului ecologic de la Bârcea Mare și de construcția stației de sortare din Petroșani. Valoarea investiției este de aproximativ 21 de milioane de euro, iar obiectivul face parte din sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Hunedoara, a căror valoare este de peste 56 de milioane de euro. La Petroșani este o stație de sortare a deșeurilor, iar în câteva luni groapa de la Vulcan se închide. Fostul city manager al orașului Petrila, Dorin Curtean, și alți 3 consilieri ai lui au trecut la PSD și împreună cu Vasilică Jurca vor să-l învingă pe Ilie Păducel. De luni 11 aprilie, Curtean a trecut la PSD și acum speră ca lui să-i se alăture și alți oameni din Petrila, pentru că au gândit un proiect nou pentru acest oraș.
Vasilică Jurca rămâne candidatul PSD la funcția de primar, iar de luni s-a alăturat și fostul city manager al orașului, care vine din ALDE, după ce a candidat în 2012 la funcția de primar și a ieșit pe locul 2. Cei doi spun acum că vor fi o forță și speră ca astfel să ajungă în tandem și la primărie. Jurca a fost pe rând consilier local, viceprimar și acum speră să ajungă primar și cu sprijinul lui Curtean. Începând de luni, 11 aprilie, Dorin Curtean, împreună cu o mare parte din echipa lui, s-au înscris în PSD, sunt membri ai PSD, atât el cât și consilieri locali din echipa lui. Alături de el a mai venit și doamna doctor Vișenescu, domnul Sabău și încă mai mulți petrileni care până de curând au activat în alte formațiuni sau aveau alte convingeri. Curtean spune că vine cu 3 consilieri și că speră să obțină astfel locul de viceprimar promis. Pentru mine a fost o decizie destul de importantă să fac acest pas. Modul în care am cântărit această situație m-a determinat să iau această decizie și să fac pasul către PSD împreună cu echipa mea, cu cei care au fost alături de mine și care m-au susținut în 2012 la candidatura pentru primăria Petrila. De această dată am luat decizia să fac pasul înapoi și să îl susțin pe Vasilică Jurca la candidatură pentru funcția de primar. Așa cum spunea, suntem o echipă, o echipă omogenă, o echipă tânără, care ne dorim să implementăm un program, un proiect pentru mandatul 2016-2020, pe care să-l ducem la îndeplinire. Cei doi speră acum să-i zboare scaunul lui Ilie Păducel, cel care candidează din partea PNL după ce a ajuns pe prima poziție prin transfer, plecând din PSD. Poate că sună prea pompos titlul Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă, dar elevii din liceele hunedorene se pregătesc pentru a-și forma cultura în domeniu. Fac asta în cadrul unui concurs național și ajutați fiind de inspectorii din cadrul ITM. Nu odată s-au întors acasă cu premii. Este un mod de a-i obișnui cu ceea ce înseamnă să ții cont de normele de protecție a muncii, iar tânăra generație este mult mai pregătită acum. Totul începe de pe băncile școlii, iar Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și ITM și-au dat mâna într-un proiect care implică pe tinerii din mai multe licee în concursuri ce au ca temă securitatea și sănătatea în muncă. Proiectul poartă denumirea generică Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale și se va desfășura până în 2020. Se aleg câteva unități care participă la această campanie. În acest an participă Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, Colegiul Economic Hermes Petroșani, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani și Colegiul Național Liceu Brăteanu Hațec cu clasele a 10-a și a 11-a. Campania se termină cu un sondaj în rândul elevilor vis-a-vis cum au perceput acest curs, ce cred că a fost bun și ce consideră că ar fi necesar pentru anul care vine să se îmbunătățească în acest curs. Vă spun că impactul este extraordinar și acum se formează o cultură foarte bună în domeniul securității, sănătății, muncă. Ei vor fi mult mai bine pregătiți în condițiile în care vor intra pe piața muncii. Nu este primul an în care au loc astfel de formări profesionale, iar tinerii participă și la un concurs județean și mai apoi, dacă se califică, la cel național. Am avut și anii anteriori participări la nivel județean, la concursul de securitate, sănătate, muncă, unde echipele din Valea Jiului au avut rezultate foarte bune, în primele 3 locuri aproape în fiecare an, și care la nivel național tot așa s-au clasat foarte bine la nivel național în primele 6 locuri. Tinerii merg cu inspectorii ITM pe teren, în șantierele de construcții la termocentrala Paroșeni și sunt interesați de ceea ce află în locațiile vizitate. Dacă tinerii sunt școliți din timp, atunci sunt șanse că atunci când ajung să muncească, să respecte cu strictețe ceea ce au dobândit încă din școală și tocmai acesta este și scopul final al proiectului.
Încă o persoană din județul Hunedoara a murit din cauza virusului AH1N1, iar alte trei sunt suspecte de gripă porcină. Până acum, numărul persoanelor din județul Hunedoara decedate din această cauză a ajuns la 4. O femeie din zona Brad, în vârstă de aproape 70 de ani, a murit după ce a fost diagnosticată cu gripă porcină. Femeia a fost internată la Spitalul Județean de Urgență de Vam. Am avut înregistrate un număr de 1032 de cazuri de infecții acute respiratorii. Față de 1300 săptămâna anterioară, dar am avut înregistrate 4 cazuri suspecte de gripă. Pentru 3 încă nu avem confirmarea, dar pentru un caz avem confirmarea și, din păcate, și decesul persoanei respective. De la începutul sezonului rece și până în prezent, în județul Hunedoara au fost înregistrate 17 cazuri suspecte de gripă porcină, din care au fost confirmate 14 cazuri. Totodată, 4 hunedoreni, 3 bărbați și o femeie diagnosticați cu gripă porcină și-au pierdut viața. Trebuie să ne vaccinăm la începutul sezonului rece, iar în timpul sezonului rece trebuie să respectăm acele reguli minime de igienă, care înseamnă o alimentație corespunzătoare, bogată în legume și fructe, deci vitamine, bogată în proteine, perioada de odihnă, perioada în care ne petrecem timpul liber în mediul ambient, îmbrăcați corespunzător, pentru că întotdeauna să ne îmbrăcăm corespunzător temperaturilor ambiente. De asemenea, specialiștii recomandă ca la primele semne de infecție acută respiratorie să ne prezentăm la medicul de familie. Însă cel mai important este să nu luăm antibiotice, pentru că gripa și cele mai multe infecții acute respiratorii sunt date de virusuri care nu se tratează cu antibiotic. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!